Să uită urât. Ia uite-l bă și pe ăla ce tare merge. Ia uite-l bă și pe ăsta, unde se grăbește? Mamă, ce tare merge ăsta, las că-l văd eu în primul stâlp mai încolo, nu? Exact asta gândiți, spune sincer. E un comportament, cum îi zice mă, cu C. Cum îi zice mă? Zi mă! Zi mă, nu concurs! Nu concurs mă, pe un comportament, nu... Competitiv mă, mă, competitiv. Vezi, dacă merg mai încet mi-aduc aminte. În momentul în care lucrăm împreună, ce se întâmplă? Păi spune doi că ați lucrat împreună, da? Deci nu există echilibru ăsta de a lucra în echipă la școală. Și atunci chestia asta ne este împământată nouă în creierașul nostru, că nu ai voie să lucrezi în echipă și că trebuie să fii foarte competitiv. Salutare și bine accelerat din nou pe canalul meu! Eu sunt Motorider, bineînțeles că sunt Motorider, iar astăzi povestim. Ce povestim? Povestim și noi ce apucăm. Ce dracu mi s-a întâmplat? Băi, ești nebun? Mi s-a dus fermoarul. Mi s-a prins și stau prins ca bunicu. De să bag avarii. Dacă aș și vedea ce se întâmplă, ar fi minunat. Altă viață, nu? Nu? E perfect acum. Hai mă, hai mă. Așa mă. A murit. Bun, astăzi vreau să vorbesc cu avariile Motorider, bravo. Vreau să vorbesc despre conflictul dintre conducătorii auto și motocicliști. De ce există acest conflict și ce aduce mai anume la acest conflict, da? Mă refer la fazele în care mașina se trage în față, cei din mașină sau în general oamenii care nu au motociclete cam au o boală pe motocicliști. Nu toți, dar marea lor majoritate. Și o să vă explic de ce. Pentru că aici sunt mai mulți factori. În lumea asta, dragii mei, oameni răi nu prea există. Sunt foarte, foarte rare cazurile de oameni răi. Iar acolo, în categoria aia, intră psihopații și oamenii care aleg să fie răi gratuit. Dar nu vorbim despre această categorie astăzi. Vorbim despre cei neinformați și despre cei care nu își dau seama că fac un rău motocicliștilor. Sunt mai multe exemple, da? Pentru care conducătorii auto, da? În general și oamenii au o mică boală așa pe motocicliști și nu-i prea suportă. Și sunt curios de voi să-mi lăsați și mie acolo în comentarii de ce credeți voi că există acest conflict între motocicliști și conducătorii auto. Conflictul de natură psihologică, da? De cele mai multe ori, este și dovedit științific această treabă, când cineva te depășește, mamă ce mă bate vântul, când cineva te depășește, în creierul tău acolo se întâmplă mici schimbări. Iar cu acele mici schimbări, da, duc la un sentiment de răutate. Haideți să vă dau concret un exemplu. În momentul în care mergeți pe un drum național, exact, da, corect, salută Motorider, bravo! În momentul în care mergeți pe un drum național, pe o autostradă, pe ce vreți voi, cu două benzi, cu trei benzi, cum vreți voi, în momentul în care sunteți depășiți de pe banda din stânga, automat în creierul vostru se va produce o extorsiune. O extorsiune, zici Motorider, da, o extorsiune. La ce mă refer? Instinctul tău în acel moment este să-l blamezi pe cel care te-a depășit, da? Asta este o chestie de natură psihologică, pentru că ești depășit. Ăla merge înaintea ta, te-a depășit, a venit din spate și te-a depășit. Tocmai pentru că societatea noastră este conturată pe un astfel de comportament. Da, un comportament nu de ajutorare față de unul de altul, nu de echipă, da? Ci un comportament, cum îi zice mă, cu C. Cum îi zice mă? Zi mă! Zi mă, nu concurs! Nu concurs mă, pe un comportament, nu... Competitiv mă, competitiv. Vezi, dacă merg mai încet mi-aduc aminte.
La școală nu te învață nimeni cum să lucrezi în echipă, la școală te învață cum să iei o notă mai mare decât colegul tău, nu? Asta spuneau părinții. Exact! Ăla cât a luat, ăla cât a luat, ăla cât a luat. Și în momentul în care lucrăm împreună, da, tot la școală facem o paranteză, în momentul în care lucrăm împreună, ce se întâmplă? Păi spune doi că ați lucrat împreună, da? Deci nu există echilibrul ăsta de a lucra în echipă la școală. Și atunci chestia asta ne este împământată nouă în creierașul nostru, că nu ai voie să lucrezi în echipă și că trebuie să fii foarte competitiv. De aici și lucrul ăsta de natură psihologică, da? În momentul în care ești depășit și motocicletele, cei drept, unii dintre noi mai mergem mai tare, că na, asta este, mai mergi mai tare, mai mergi mai încet, cum vrei tu, da? În fine, și în momentul în care te depășește, se întâmplă ceva, un declic în creierul tău acolo, care să uită urât. Ia uite-l bă și pe ăla ce tare merge, ia uite-l bă și pe ăsta, unde se grăbește? Mamă ce tare merge ăsta, las că-l văd eu în primul stâlp mai încolo, nu? Exact asta gândiți, spune sincer, da? Asta e natura noastră, e normal să gândești așa ceva. E total normal să ai acest instinct, da? Pentru că este în comportamentul nostru. Un alt exemplu pe care vi-l pot da este din categoria aceea neinformaților. Nu vreau să zic proștilor, că prost înseamnă altceva. Categoria neinformaților. Iar aici categoria este destul de mare, da? Că neinformați sunt pe toate drumurile. Niciodată n-ai de unde să știi dacă ești corect informat, dacă ești total informat despre un anumit subiect și așa mai departe. Spre exemplu, avem situația în care un nene, un părinte, un ce vreți voi să spuneți, s-a uitat la filme și nu are niciun prieten motociclist în viața lui sau nu a avut niciun prieten motociclist. Au. Ce vezi în filme? Păi vezi bătăi, vezi curse, vezi wheelie-uri, vezi traficanți de droguri, vezi killer, vezi și așa mai departe, asasin, da? Și asta se arată în filme despre motocicliști. Din păcate, același lucru se arată și în presă. E și vina presei aici, exact, exact, te-ai prins tu. Și o spun cu toată seriozitatea și mi-asum ceea ce spun, că este și vina presei. De ce? Pentru că în presă ni se arată doar ce este rău, doar când este un accident, nu și când este ceva frumos. Să-mi spune și mie, unde în lumea asta ați văzut voi o televiziune mare, da? Că se duce și prezintă și vorbește de bine despre comunitatea de motocicliști. A, când ies cu flori, primăvara, că nu știu ce, dar presa să facă conștientizare în trafic despre motocicliști. Ați văzut așa ceva? Nu! Păi dacă ar face conștientizare în trafic, normal ar fi mai puține accidente. Și dacă sunt mai puține accidente, ei ce mai prezintă la știri? Și atunci acest om, da, pentru că iar am făcut o paranteză, acest om este neinformat. Nu știe ce se întâmplă în comunitatea moto, nu știe cu ce să mănâncă și nu știe de unde să o apuce. Și atunci tot ce a văzut el până în momentul ăla a fost că motocicliștii sunt răi. Sunt și motocicliști răi, n-am ce să zic, nu sunt eu pasvante chiorul să zic acum că motocicliști, nu există motocicliști răi, există în pana mea, normal că există, sunt minoritari, cei drept și mă bucur de chestia asta și o spun cu mâna pe inimă, sunt în minoritate. Conflictul ăsta între motocicliști și conducători auto, dragii mei, este o chestie împământănită de foarte mult timp. În sine, prin comportamentul nostru, de când ne naștem, suntem învățați să tindem către așa ceva, da? Prin comportamentul părinților față de noi, prin educația pe care o primim și așa mai departe. Lăsând toate treburile astea serioase la o parte, spuneți-mi și mie acolo în comentarii, voi, ce conflict ați avut în trafic cu un conducător auto? Spuneți-ne și nouă ca să știm de ce să ne ferim în trafic, da? Să vadă și ceilalți, iar cel mai bun comentariu va primi pin. Până data viitoare, băgăm avarii, punem frână, nu uita să fii și tu un motorider de pe www.motoridershop.ro, să-ți iei de acolo un tricou, o cănuță, niște stickere sau ce mai vrei tu, iar până data viitoare, motorider pentru tine, numai bine, pa! Cred că am zis pa prea repede.